Sunt Tatiana Andrieș și sunt din nou alături de dumneavoastră, doamnele începătoare. Astăzi voi lucra pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră Crăciunița, floarea care împodobește fie cadourile pe care le facem de Crăciun, fie locul la masă, fie poate fi utilizat în diferite aranjamente. Modelul este foarte simplu, de aceea am decis să-l lucrez astăzi pentru dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, și pentru aceasta vom avea nevoie de fir de culoare roșie și de culoare verde. Eu voi folosi firul Bravo. Dumneavoastră veți lucra cu firele pe care le aveți la dispoziție. Bineînțeles, în funcție de grosimea firului, veți folosi și croșetul adaptat. Bineînțeles, și floarea va avea dimensiuni diferite în funcție de firul cu care lucrați. Eu voi lucra astăzi dimineață cu croșetul numărul 3, apoi vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie fie de aceste stamine care să le punem în mijlocul florii, fie de mărgeluțe, așa cum am făcut eu aici. Vom avea nevoie de lipiciul lichid sau lipiciul la cald, ceea ce dispuneți, și bineînțeles acul cu gaură foarte mare, cel pentru cusut lână. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și vom începe cu petalele, bineînțeles. În cercul magic voi face un pic de loc aici să pot lucra în modul în care să vedeți. În cercul magic voi începe lucrând un număr de 8 ochiuri de lanț. Avem deja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Acum, în cel de-a doua, în cel de-al doilea ochi de lanț, nu acesta care este vecin al croșetului, în cel de-al doilea ochi de lanț, voi face un picioruș scurt. În următorul ochi de lanț voi face o jumătate de picioruș dublu. Am luat firul odată pe croșet, intru prin ochiul de lanț, am 3 fire și le închid pe toate 3 împreună. În următorul vom face un picioruș dublu. Am luat firul pe croșet, intru în următorul ochi de lanț, voi închide o dată și a doua oară. Deci am făcut un picioruș dublu. În următorul ochi de lanț voi face 2 piciorușe duble înalte. Am pus firul pe croșet de 2 ori. În acest moment mă găsesc aici cu 4 fire. Voi trece prin primele 2, prin următoarele 2, apoi voi închide din nou de 2 ori firul pe croșet, voi intra în același ochi de lanț și în același mod voi închide. Deci am lucrat 2 piciorușe duble înalte. Acum voi continua cu un picioruș dublu în următorul ochi de lanț. O jumătate de picioruș dublu în următorul ochi de lanț, voi închide toate 3 împreună, iar în ultimul voi face un picioruș scurt. Felul acesta. După care voi intra în interiorul cercului magic, voi face un picioruș alunecat și din nou voi repeta
cele 8 ochiuri de lanț. Și voi lucra în același mod ca și până acum, un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, două piciorușe duble înalte în corespondența următorului ochi de lanț. Dublu. O jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. Aici în ultimul. În interiorul cercului magic un picioruș alunecat și vom continua în felul acesta. Vom face un număr de 5 astfel de petale. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Odată realizate cele 5 petale, voi intra în cercul magic, voi face din nou un picioruș alunecat, voi închide cercul magic. Și vom continua lucrând în corespondența fiecărui ochi un picioruș alunecat. Deci astfel vom contura fiecare petală. Vom intra în corespondența fiecărui picioruș și vom face picioruș alunecat. Felul acesta îi vom da și stabilitate și va avea un contur bine definit. Piciorușul alunecat, vom merge de jur împrejur la fiecare petală, până când vom ajunge la capătul rândului. Ajung aproape la sfârșitul primei petale, după cum vedeți, pentru că altfel, vedeți, ele se încrețesc. Dacă nu le dăm un pic de stabilitate, de aceea este nevoie să facem acest rând de piciorușe alunecate. Să nu uitați, nu faceți picioruș scurt, ci piciorușe alunecate. Deci am terminat prima petală, deja vedeți că stă cum trebuie și voi trece la următoarea. În felul acesta vom continua cu toate petalele. Noi vom lucra singure și ne vom întâlni la capătul acestei părți a lucrării. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimul picioruș alunecat. Voi scurta firul și voi închide lucrarea. Bineînțeles, aceste capete de fir, apoi noi le vom ascunde cu acul. Astfel am realizat primul rând de petale. Acum vom trece la partea a doua. Partea a doua vom începe în felul următor, din nou, în cercul magic.
De această dată voi lucra un număr de 11 ochiuri de lanț. Începem 1. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11. Acum, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu piciorușe scurte. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, greșeam aici, 7, făceam piciorul dublu. Obișnuită să lucrez cu piciorușe duble. 8, 9 și cel de-al 10-lea picioruș scurt. Deci vom avea un total de 10 piciorușe scurte. După care vom intra în cercul magic și de data aceasta vom face un picioruș scurt și vom continua din nou lucrând cele 11 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voi proceda în același fel, mă voi întoarce în jos, începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, voi face cele 10 piciorușe scurte. 2, 3. Acestea vor fi baza petalelor mari. 4, 5, 6, 7, 8, 9, cel de-al 10-lea, piciorul scurt, voi intra în cercul magic, voi face un alt picioruș scurt și voi continua exact cum ați văzut, până când vom obține un număr de 6 astfel de, cum vă spuneam, bază pentru următoarele petale. Deci de 6 ori va trebui să avem acest segment, să-i spunem. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am realizat bazele celor 6 petale. Acum voi intra în cercul magic și voi face din nou un picioruș scurt, după care voi închide cercul magic. Îl trage bine și vom continua în felul următor. Vom lua fiecare parte și în primul ochi vom face un picioruș alunecat. Apoi vom continua cu un picioruș scurt în cel de-al doilea, o jumătate de picioruș scurt în cel de-al treilea, un picioruș dublu în cel de-al patrulea. Vom lua de două ori firul pe croșet, vom face un picioruș dublu înalt. În următorul vom face două piciorușe duble înalte. Deja știți cum se lucrează, v-am arătat. Deci în corespondența aceluiași picioruș voi face două piciorușe duble înalte.
voi continua în următorul. Un picioruș dublu înalt. Apoi un picioruș dublu. O jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. Am ajuns în vârf. Aici vom face două ochiuri de lanț, după care vom coborî pe partea cealaltă și vom face în primul, în corespondența primului ochi, vom face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, un picioruș dublu înalt, următorul, în următorul vom face două piciorușe duble înalte, primul, cel de-al doilea, în corespondența acelui și ochi. În următorul ochi voi face un picioruș dublu înalt. În următorul un picioruș dublu. După cum vedeți, este foarte, foarte ușor, foarte... Acum voi face o jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. În ultimul voi face un picioruș alunecat. Aici între bazele petalelor voi face un picioruș scurt, după care mă voi îndrepta către următoarea petală și voi repeta aceleași. Voi face din nou parte cu dumneavoastră, după care vom lucra singure. Deci un picioruș alunecat, picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu înalt, în următorul două piciorușe duble înalte, corespondența aceluiași ochi, două piciorușe duble înalte, în următorul ochi voi face un picioruș dublu înalt, voi continua cu un picioruș dublu, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și mă întorc pe partea cealaltă. Un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, un picioruș dublu înalt, în următorul vom face două piciorușe duble înalte, în următorul un picioruș dublu înalt,
odată ce ați învățat să faceți o petală, veți vedea că totul va decurge foarte, foarte ușor. Un picioruș dublu. Nu este greu. O jumătate de picioruș dublu. Un picioruș scurt. Un picioruș alunecat. Iar între bazele petalelor, un picioruș scurt. Acum vom lucra singure restul petalelor. Aceasta este ceea ce am obținut până acum. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Am lucrat toate cele 6 petale. Acum din nou, ca vom proceda în același mod ca la primele petale pe care le-am realizat și vom intra și vom face picioruș alunecat pentru a contura și aceste petale. Deci de jur împrejur, la fiecare petală, vom face picioruș alunecat. În felul acesta, petalele vor avea stabilitate, nu se vor încreți, vor arăta foarte bine. Vom lucra cu atenție să nu sărim niciun picioruș, niciun ochi, cum le spun eu. Și în felul acesta, lucrând, vom ajunge la capătul rândului și vom continua cu floarea. Vedeți cât de simplu este, eu sper că mă încadrez bine, că reușiți să mă vedeți, pentru că stau într-o poziție foarte incomodă, am camera cumva în față și nu reușesc să văd foarte bine ceea ce se întâmplă aici. Deci vom lucra piciorușe alunecate tot de jur împrejur. În momentul în care am ajuns aici între petale, vom face din nou piciorul alunecat. Ne vom deplasa către următoarea petală cu piciorușe alunecate. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând, după care vom continua lucrarea. Vedeți? Se conturează. Acum stă în mod diferit petala în comparație cu celelalte. Deci noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele alunecate. Voi intra aici în mijloc. Voi face un nou picioruș alunecat. Voi scurta firul și voi închide și această parte a lucrării. Am realizat și petalele mari ale Crăciuniței. După cum vedeți, sunt bine conturate, bineînțeles, capetele de fire le vom ascunde, iar acum vom trece la realizarea frunzelor. Cu firul verde vom face din nou același cerc magic în care vom intra și vom face baza petalelor. Voi porni cu 11 ochiuri de lanț, exact ca și pentru petale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, începând cu cel de-al doilea. Vom coborî în jos cu piciorușe scurte, vom face 10 piciorușe scurte. Procedeul este același ca la petalele mari. 2,
cel de-al 10-lea picioruș scurt. Voi intra în cercul magic și voi face un picioruș scurt, după care vom repeta aceeași bază, același segment de alte două ori. Deci vom avea trei în total. Noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste trei baze ale frunzelor. Am lucrat cele trei baze ale petalelor mari. Voi intra în cercul magic și voi face un picioruș scurt. Voi închide cercul magic. După care, exact modul în care am lucrat petalele mari, în același mod vom lucra și frunzele. Deci vom intra și vom face mai întâi un picioruș, un fir alunecat, un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, un picioruș dublu înalt, în următorul vom face două piciorușe duble înalte, primul și cel de-al doilea picioruș dublu înalt, în următorul un picioruș dublu înalt, un picioruș dublu, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și ne întoarcem pe partea cealaltă cu picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu. Practic, repetăm exact ceea ce am lucrat la petala mare. Un picioruș dublu, un picioruș dublu înalt, în următorul două piciorușe duble înalte, cel de-al doilea, acum în următorul un picioruș dublu înalt, un picioruș dublu în următorul, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, un picioruș alunecat, în mijloc, între cele două baze ale petalelor, vom face un picioruș scurt, și vom repeta din nou de 3 ori. Deci, acesta este procedeul pentru a face frunzele. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am lucrat cele 3 frunze, am ajuns aici în mijloc, în spațiu dintre frunze, voi face un picioruș scurt, după care voi da contur frunzelor, exact în modul în care am conturat și petalele. Vom face piciorușe alunecate de jur împrejur. Ne apropiem de sfârșitul lucrării.
Între timp, bineînțeles, vom ascunde firele, capetele de fire, cu acul sau cu croșetul, cum vă este mai ușor. Deci vom continua să conturăm cu piciorușe alunecate frunzele. Noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Deci procedeul este același precum la celelalte petale. Felul acesta frunza va avea contur, va sta bine. Vom continua singure și ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut și ultimele piciorușe alunecate, voi închide lucrarea, voi ascunde și acest capăt de fir. Acesta. Vom da un pic de stabilitate firului, eu închid cu croșetul, dumneavoastră veți închide cu acul pentru a vă fi mai ușor, dacă nu reușiți cu croșetul. Voi scurta capătul de fir, capetele de fire să le păstrați întotdeauna pentru că vor ajuta să umplem jucăriile pe care le lucrăm. Așa, am realizat aceasta. Acum vom monta floarea. Voi lua această parte, voi începe cu mijlocul și voi aplica un pic de lipici lichid pe mijlocul florii, pe mijlocul primelor petale. Voi aplica un pic de lipici lichid. Felul acesta voi da stabilitate părții centrale. Vedeți? Felul acesta. Lipiciul lichid este foarte ușor de, și cel la cald, bineînțeles, foarte ușor ne ajută să fixăm părțile componente. Acum voi pune cea de-a doua, cel de-al doilea rând de petale, le voi aranja în modul în care să aibă un aspect plăcut. După care vom atașa frunzele. Din nou voi pune aici pe mijloc un pic din acest lipici și voi trece cu codița printre ele. Le voi aranja în modul în care să se vadă un pic și ele de desubt, felul acesta. Și în acest fel, uitați-vă că am realizat crăciuniță. Acum voi lăsa la alegerea dumneavoastră modul în care o veți ornamenta. Așa cum vă spuneam, poate fi lucrată în culori diferite, scuzați, în fire diferite, fie mai groase, fie mai subțiri, în funcție de firul pe care îl veți folosi. Și, bineînțeles, și dimensiunea florii va fi diversă. Îmi pare bine că am reușit să fac din nou un tutorial pentru dumneavoastră, doamnele începătoare.
vreau să mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul de YouTube, să vă mulțumesc că mă urmăriți. Cine lucrează în panglică, anul trecut am făcut tutorial pentru Crăciuniță și din panglică, dacă doriți, puteți să-l urmăriți, până când va apărea noul Moș Crăciun, care va ieși foarte, foarte curând, puteți urmări tutorialul de anul trecut. Sunt doi Moși Crăciuni realizați, unul pe schiuri și unul mai mare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă tuturor și, așa cum spun fetelor din grup, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!